Claus Iohannis ironizat pe Facebook, mesei tăcerii, iau țiuit urechile, gafa președintelui Claus Iohannis de a se fotografia pe unul dintre scaunele de la masa tăcerii, nu a trecut neobservată pe Facebook. Cel mai cunoscut om din publicitatea românească Bogdan Naumovici a distribuit fotografia de la fața locului și s-a întrebat retoric. Cum se spune pleonasm în fotografă? Postarea s-a viralizat instant fiind distribuită de peste 280 de ori. În primă fază și eu am crezut că e photoshopată fotografia. Din păcate e pe bune. Văzându-l pe Iohannis așezat la masa tăcerii, m-am gândit că îi mai lipsea o brișcă, niște slană și o ceapă. Sau o fi vrut să ne arate că brâncușii e al lui, ca să-i facă în ciudă lui Cioloș. Anyway, dovadă de țopism în stare pură, a scris Turce cu pe Facebook. Se zice că poza asta cu Iohannis la masa tăcerii face cât trei extraverale, extraordinar și pe mine m-a liniștit. Și politicienii au taxat gestul șefului statului. Să ne mirăm? Nu, doar guvernul e al lui și Brâncuș e tot al lui și casele din Sibiu și viloiul de la București și mercedesurile noi și blindate și o să aibă și avionul lui. Și de fapt toată România e a lui acum că i-au dat-o băieții deștepți, nu ai cu cine, a comentat Victor Ponta pe Facebook.